Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Auzi-l și văd. Domnul Țiriac a deschis radio acum. Înțelegi? Și a auzit asta și își face mustață așa, da. Și o... din două degete. Da, mirare pe frecvență. Ce se întâmplă? Astăzi se... cum e? Se cunună sau se căsătorește? Se cunună. Căsătorește. Se căsătorește. Se căsătorește. Se căsătorește. Da, se căsătorește. Se căsătorește Simona Halep. Simona noastră, domne. De unde și cântecul, da, la o luce mă fac, se mărită Simona mea. Simona mea. Asta e, deci se căsătorește cu iubitul ei, Tony Iuruc. Dânsul este și dânsul tot la român. Machidon, cum se spune. Machidon. E practic același lucru. E foarte frumoasă piesa. Da, nouă ne place piesa. Da, asta e, o să trebuie să recunoaștem că am profitat de știrea asta, da, ca să ascultăm piesa la radio. Da. Deci se face, înțeleg că nunta efectivă nu e tot azi, e, la un moment dat se organizează ceva frumos, dar astăzi se duc la primărie. Da, și la o cârciumă. Și la o cârciumă mică, da, de bucurie, așa, da. Afacerea mare este altă dată. Asta e, asta e restrânsă, cu vreo 300 de invitați sau mică. Ceva. Da. A găsit o pizzerie lângă... E nuntă fără dar. Lângă starea civilă. Deci așa că le-a transmis... Nuntă fără dar. Fără dar, da, nu se aduc dar. De fapt, e fără dar în sensul de bani. Fără plic. Fără plic. Fără plic, da. Asta e, sunt plicuri așa mari. Cu A4. Deci o să fie cică doar cu cadouri. Ah. Simbolice, cadouri simbolice. Cei... Nu știu ce se aduc, o rachetă de tenis. Da, da. M-am gândit că poate ai nevoie... Și broașoare de alea de mânec de încheietură, ca să șteargă transpirația. Printre cei care vor participa la eveniment vor fi Gheorghe Hagi, evident, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Eu sper să fie, nu știu dacă e în relații bune cu Nea Gigi, dar Nea Gigi îi face nunta, că la de-astea e spectacol. Cred că vine și Nea Gigi. Da, nu știu, că și dansează. În tinerețe făcea frumos de tot. Da, dar asta cu nunta fără dar, cred că Ion Țiriac a răsuflat ușurat. Zic, hai, hai că vin. Altfel, ce se întâmplă? Am o durere de șale. Cred că îi duce oale, țepter. Da. Și trebuie să... Scumpe, nu? Într-o oricine. Da, deci chiar așa. Cum dacă stai să te gândești cu oalele țepte. Da, cu oalele țepte, bun. Da. Ce-i duci, mă, Simone? Ce-i un filtru de casă. Mamă, cred că nu dorm cu nopțile, ești nebun. Deci m-ai invitat aia la notă. Te-ai invitat, Simone. Și na, că era simplu. Luam un plic A4, puneam niște bănuți înăuntru, scoteam economia. Eventual nu-l semnai. Da. Uite, să-l semnezi. Ia uite, cine o fi datat de puțin? Nu e semnat. E greu să faci anchetă la 300 de persoane, te plictisești. Da. Ce-i duci? Simonei? Da, ce-i duci, domne, cadou? Bună întrebare. Pentru cadou. Uite, da, 0728-3132. Dați-ne o sugestie, dacă ne invită. Mai avem, da, timp să ajungem. Corect. E la ce două. Ce-i duci? Noi ducem tricou cu Europa FM și cam. Deci un anorac. Corect. Auzi, înțeleg că l-au invitat pachet, și pe... Un pachet de fan, Europa FM. L-au invitat și pe Iohannis la nuntă. Da. Și că, înțeleg că i-au spus că nunta ieri. Știi, nu, ca să ajungă și... Nu l-au invitat. De-aia se face la anul ceva. Da, ca să ajungă. 0728-3132. Ce cadou i-ați duce? Dacă ar fi să fie. Punem cazul. Nu știi. Poate că cine știe, te trezești cu situația asta, trebuie să-ți cumperi costum, să nu știu ce, exact, te duci la Simona. Ce cadou îi iei? Altfel, petrecere, deci într-un local din Mamaia, unde cea mai ieftină șampanie e 550 de lei, și așa nu beau, 550 de lei, o șampanie modest, ieftină, modest. Tony Iuruc, dânsul, este milionar, este și dânsul milionar, înțeleg că are afaceri în publicitate... și în imobiliare. A, deci se descurcă. Da, și noi mai facem publicitate, deci practic suntem... Ce să zic, suntem... Uite, noi am putea să-i ducem niște spațiu publicitar. Doamne ferește, nu-i duce că nu e al nostru. Nașii cuplului vor fi... Mă rog,
Unul dintre proprietarii localului unde are loc petrecerea și soția lui. Deci ăștia sunt pe economie, tată. Dar nu să le ia nașul bani? Transportul invitațiilor îl face domnul Țiriac cu aeronava sau... Dacă pilotează dânsul. Dacă pilotează tot dânsul, pentru da. Economie, că salariul pilotului e mare, așa că nu poate să-și permită la 3 avioane să țină 3 piloți. Auzi, dar oare poate să pună muzică din cabina pilotului de acolo? Domnul Țiriac, cred că la domnul Țiriac e... Ca la loc o să-ți dă niște cranțelele tale. Hai că au început să curgă un pachetel cu alune, dar știi, alea sunt alea de 10 grame. Da. Când îl despaci mai ca două pe jos și s-a terminat. Au început să curgă mesajele și sunt tare curios ce... Ce cadou ar putea primi Simona? I-a rugat pe invitație ei să vină fără bani la nuntă. Nu, ce cadou i-am dat noi? Ascultătorii și cu, dacă ar fi da, să da, fie. Da, din da, partea noastră. Ce ar primi, eu știu ce ar putea ce ar primi din partea noastră, nu, în sensul ăsta. Da, și oamenii au multe idei, multă imaginație. Mulți au luat-o foarte în serios, unii au luat-o mai în glumă. Hai da, să vedem. Fii atentă, Simona, notează. Uite, produse tradiționale românești și a române făcute manual. Care sunt astea? Lucia. Artizanat, nu știu. Artizanat, bravo. O icoană i-aș face cadou, sfințită în biserică. Tema icoanei apare... De mai multe ori. Sunt convins. Cineva mai generos a zis că ar face cadou o icoană făcătoare de minuni. A, de unde? Ca să mai câștige un trofeu de Grand Slam. Da. O icoană făcătoare de Grand Slam. Cred că se pot comanda icoane făcătoare de minuni. O să primească multe, cred că își face și capela. Casa de piatră. Neața, am avut și eu cununia unui prieten bun, tot așa foarte, foarte bogat. N-am știut ce să iau, până la urmă i-am luat nimic. Adevărul e că n-ai... Sau ori nu mai mergi la nuntă deloc. Da, corect. Un aspirator i-ar face cadou Ionel din Galați. Pe clasic. Să zic așa. Eu aș duce lumânări personalizate de cununie. Altcineva i-ar duce un tablou. Cum adică lumânări personalizate de cununie? Nu mă pricep. Cu capul ei și al... Probabil scris pe ele ceva. Ceva. O ie tradițională, Ana Maria din Brașov. Asta ar fi frumos, da. Uie, tradițională. Bună dimineața, băieți! Dacă aș fi invitat la petrecere, da, și pentru viitoarea doamnă, înțeles, un batic să-ți legi la cap de fiecare dată când o doare capul și un prea frumos duci când niciodată nu știi când o poate pune de o mamăligă. Păstimă, vă salut, Lucian, de la Londra. Mulțumim, Lucian, nu știu Lucian. Ce cadouri se fac la Londra, dar... Asta e cu ceva subînțeles, dar nu prind eu. Nici eu nu știu. Cineva îl ar duce pe CTP, Marius din Brașov, zice. Pe CTP, da. Adică că ar fi o surpriză. Domnul Popescu era comenta și nunta. Cum ar fi domnul Popescu la nuntă? Poate nu sună acum domnul Popescu, că pideu merg la nuntă. Fiate că dacă sună, te poți să vorbești cu dânsul. O pâine împletită în formă de rachetă de tenis. Ok. Un magnet pentru frigider cu pufarici. Mihaela din Brașov. Ce după posibilități. Așa. O rachetă, avem... o rachetă aerosol, zice cineva. Da. Avem și o răutate. O rachetă de tenis semnată de Serena Williams. Atât, ce să spun. O carpetă cu răpirea din Serai. Asta era de așteptat să vină. Un plic gol să-l umple Țiriac, zice nu Bogdan. Nu cred că să fie... Da. E slabă speranță. Și o doamnă zice că ar avea ideea unui lănțișor mai finuț, o minge de tenis sculptată și o felicitare. Deci, okay. Mingea de tenis sculptată, nu știu dacă e separată de lănțișor sau prinsă pe lănțișor, n-am văzut lănțișor cu minge sculptată, un dar... lănțișor finuț cu o minge de tenis în mărime naturală, dar sculptată. Da. Da, nu, sunt mesaje fără număr pe fel de fel de... Mulțumim pentru ele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.